E bine, doamnelor și domnilor, ați văzut povestea Lizei Shaw, celebră prezentatoare britanică, mă rog, care a murit în urma administrării unui vaccin. Concluziile specialiștilor legiștilor au fost acestea, a murit în urma administrării vaccinului, deci se poate muri și de la vaccin, așa cum, sigur, probabil că o mulțime de vieți au fost salvate în urma administrării acestor produse, care sunt extrem de controversate, însă în condițiile în care se poate discuta și despre alte soluții. Bun, ideea este, lucru cu care nu suntem de acord, această presiune enormă și această, cum să zic, absurditate a establishmentului de a nu fi atent la niciun fel de altă nuanță în toată această poveste. Împotriva tuturor avertizmentelor. Dăm voie să vin aici cu un punct de vedere. Am un unghi, să zicem, din care vreau să privesc problema asta. Eu m-am uitat atent la ce fac oficialitățile, de la Câțu pornind și, dacă vrei, chiar și Iohannis în ultima perioadă. Ăștia ai noștri. Ai noștri, da. Deci, dom'le, concluzia mea, astăzi mai ales după o declarație a domnului Câțu, în care zicea să facă ministerele fiecare, vom vedea ce, apropo de funcționarii care ar urma să fie vaccinați, concluzia pe care o trag, e o concluzie de etapă, dar să vedem, este că ei s-au cam plictisit de povestea asta cu vaccinarea și cu virus. Și încep să ocolească glonțul. Deci, dom'le, îi încurcă. Adică, e bătaie multă de cap, popularitate nu le-a adus. E în jurul lumea. Poate că au făcut bani unii, dar e complicată treaba asta, așa. Ideea este că ar cam vrea să scape de toată această presiune, nu-i prea mai interesează. Și atunci, campania asta de vaccinare a rămas pe mâna unor inși care încearcă să copieze modele, echipurile de succes din afară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că au organizat americanii tombole. Hai bă, să facem și noi. De ce să nu facem tombole? Nu o să meargă, domnule. Că ăla care nu s-a vaccinat, nu s-a vaccinat pentru că are niște motive bine întemeiate din punctul lui de vedere. De principii, nu de interes. Exact. Nu o să-l convingă Câțu dându-i 100 de lei. Asta mi se pare jenant, ridicol, din perspectiva marketingului. Da? Hai, o mai greșeală, mult decât atât, greșeală. România intră în faza de bulibășeală a vaccinării. Da? Ideea că fiecare va aplica așa cum poate și cum îl țin mușchii. La un minister, cum este ăla de interne, o să vină ministru, o să bată din picior, o să zică, bă, de mâine nu mai vine unul care e nevaccinat. Cam bancul cu purcelușul isteric. Primiți comenzi? Da, exact. Urcat! Exact, 10 flotări, da. 20 de vaccin. Pac, s-au băgat. Lara Luca Turcan la muncă și protecție socială, să vor găsi unii care vor zice, ne pare rău, dar vă dăm în judecată, că e sindicatul acolo, puternic, vine, nu știu ce, domnule, nu poți, e discriminare, e nu știu ce, e un alta. Și atunci să intre, repet, în faza de bulibășeală. Crăcăleală, mermeleală. Da? Mermeleală, o facem român, e așa, un cărcalete din ăsta românesc, așa făcut. Că unii vor bate cu piciorul, vor zice cu tare, alții vor mai veni imagini din, cu medici care vor spune s-au umplut secțiile ATI. Ăștia până oricum nu interesează liberal până pe 25, până pe 25 poate să se prăvălească, să vină varianta Omega a virusului deja. Și la alegeri la fel. Păi ei nu interesează, exact. La alegeri. Da. Putea să moară toată jumătatea. Domnul Gheorghețe ne anunță că după 25. Da, da. Domnule, calendarul și virusul ăsta. Va fi vârful valului 4 în România. După alegerile din PNL. Până atunci, da. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta spun, asta vreau să subliniez, autoritățile române. L-ați mai auzit pe domnul Iohannis, domnule, spunând ceva despre acest virus? Despre campania de vaccinare. Ne-a zis doar că a plecat în vacanță, că e în vacanță. Dom'le, nu contează, domnule, vacanță, nevacanță. Președintele României, care e atât de îngrijorată varianta Delta a coronavirusului, trebuia să facă un podcast în vacanță, o mică filmare cu telefonul mobil. Și melcuțuști. Exact, da. Adică, domnule, s-a terminat. Deci ei nu mai au chef. Nu mai au cheful, Câțu nu vrea să mai audă de povestea asta cu vaccinarea, cu coronavirusul, cu nu știu ce. El a crezut că o rezolvă cu clipul ăla de mare angajament când își bea căfeluța și zicea, da. Pentru mine virusul înseamnă pârț. N-a fost. Aia a fost un fâs de campanie, da? Adică, dar e în continuare. Eu nu înțeleg pe chestia asta cu vacanța, ok, te vaccinezi ca să poți pleca din țară. Faci pentru că încep să înțelegi că trăiești într-un regim opresiv, că altfel nu-mi explic. Te tunzi pentru că Alinter nu te avansează deci, la serviciu. Suportând o serie de riscuri, adică noi în acest moment, că am mai vorbit cu doamna profesor Dorobăț sau cu alți profesori sau cu vicepreședintele Academiei de Științe Medicale din România, habar n-avem care vor fi consecințele pe termen mediu și lung. La talibani, dacă asculți muzică, e groasă. Deci nu asculți muzică. La talibani,
dacă n-ai barbă, e nasol. Dar deci e normal barbă. Să ți se spună să te vaccinezi, că altfel n-ai vacanță? Fii atent, știre, genială. O bună? Este un grup etnic în Afganistan, care genetic vorbind, nu știu cum Dumnezeu îi cheamă, Hazari sau nu știu. Bă, nu le crește barba. Nu le crește barba. Da, da, da. Bă, au ajuns să-și facă implant ca să nu-i jumulească talibanii. Așa suntem și noi. Pe vremea comuniștilor n-aveai voie să porți barbă pentru că erai de la decadent. Toată lumea se rădea și n-avea voie nici cu mustață. Acum, dacă n-ai gleznele la vedere ca să fii pitic de grădină, cum zice Tavi Hoandră, genială imaginea, înțelegi? Și dacă n-ai barbișon într-un anumit fel, ești decadent. S-a terminat. Este noua normalitate, noua presiune socială. Dacă nu te vaccinezi, nu ești afară, te vaccinezi. Uite aici un bulache. Bulache Palada. Crezi că eu m-am vaccinat? Aveam anticorpi să-mi pun și în cap. După ce am făcut boala variantă gravă. Dădeam și la piață. Mă duceam un kil de roșu și un kil de anticorpi. M-am vaccinat. De ce? Pentru că am interrupt să ies din țară. Și așa mi-e osilă să se uite vame și la mine ca la ultimul jeg. Mătălin, dacă am vreo chestie, în tinerețea mea am fost dat jos din tren, s-au purtat oamenii și urât cu mine, nu vreau să fug din țară, mă duceam la o școală de vară. Și m-au dat un gurii jos din tren, pentru că eram român. Dar nu știu dacă vamii și acum se uită urât la tine când te-ai vaccinat. Câți dintre vamii sunt convinși că partea asta cu vaccinare este singura soluție? Fii atent, m-am dus să nu treci prin circul ăla. Deci, în două săptămâni am trecut așa, am trecut în Ungaria, am trecut în Slovenia, am trecut în Italia, am trecut în Croația, am trecut în Serbia și România. 5 țări, 6 țări. Da? Înainte de asta trecusem și prin Bulgaria. La greci ne-au cerut. A fost singurul loc unde ne-au cerut alea. În rest, bă, nu s-au uitat la ele. Mie la greci nu mi-au cerut deloc. Deci am trecut, eram pregătit, aveam totul, da, printase. Deci mă simțeam ca în anii 90, au luat nimic, nimic, nimic. Deci rapid să fii plecat. Râdeau copiii mei în Croația, unde treci din Slovenia în Croația și încă nu e Schengen. Și fetele mele ziceau, ăștia au inventat Schengen-ul la scurt, la liber. Dacă sunt și la noi vameși de treabă, dar mă rog, sistemul e cel care... Da, măi, dar te simți de rahat. Te simți cetățean de rangul 3. Te simți... Stai un pic, din acest moment nu se va mai putea călători nicăieri, fără Green Pass. Să fie primit, e foarte bine. Românii merită tot ce e mai bun. Va fi, intrăm deja într-o astfel de situație. Mai spun o dată, trebuie să spunem chestia asta de nenumărate ori. Băi, fraților, n-are nimeni sau dintre ăștia care aplaudă, spun din nou, limitarea drepturilor și libertăților noastre, da, cetățeni. Păi n-are niciun frison, mă. De ce, cum o pot admite lucrurile astea? Nu spun că prin asta ar trebui să iasă la proteste, să fie antivaxa sau știu ce. Nu, domne, aș vrea să văd că dezbat acest lucru. Aș vrea să-i văd că la un moment dat își pun această problemă. E să spui ca individ, ca strestie gânditoare. Bă, e ok sau să nu. Spui da. Sunt pe o parte de ontologii gen mândruță care ăia sunt... Lasă-i, domnule, ăia mă rog, ăia defecți. Și aia care sunt pe persoană fizică. Știi de ce nu fac chestia asta? De ce? Pentru că ei consideră libertatea de la sine înțeles. Ei nu sunt ca generația noastră care să nu fie avută. Să nu fie avută și să știi ce e aia, să nu poți să te duci la Paris sau să asculți Europa Liberă sau să ai blugi. Da. Ei de la sine înțeles. Cum suntem noi o generație, la fel răsfățată din punct de vedere tehnologic, pentru că am crescut cu curentul electric în casă. Uh-huh. Și noi considerăm curentul electric ca și cum ar bate vântul. Cum să nu există curent electric? Există curent electric. Și cum sunt copiii noștri cu internetul? Și voi, când știi, tată, că aveam doar 2 ore de televizor și nu aveam desene animate, da? Și ce făceați? Vă uitați pe internet? Asta e întrebarea pe care mi-a pus-o fiimea la 3 ani, la 4 ani, când îi povesteam. Dar mai e ceva, Miraj, te provoc cu chestiunea asta. Dom'le, de unde gradul ăsta atât de mare de obediență? Pentru că, în general, am fost cu toții, am avut 20 de ani, da, 30 de ani, da, și-am avut bâzdăcurile noastre. Tinerețea vine cu doza ei de răzvrătire, domne, împotriva... De irresponsabilitate. Da. Dorința de a fi împotriva celor care îi impun la un moment dat, de la părinți, Robert, de la părinți la autorități. Nu știu ce le pune în apă. Unde e spiritul ăsta la un moment dat? Deci eu am avut... Bine, dar asta nu mă dau exemplu. Hai să nu mă dau exemplu. Eu chiar, probabil că dacă Ceaușescu își permanentiza regimul, aș fi sfârșit în pușcărie. Am avut ziar anticomunist pe care îl distribuiam în școală. M-am dus la faza, la Cântarea României, că aveam... Da. Aveam abilitățile astea. Cântarea României, recitam. Europa Liberă. Cu un monolog scris de un român care fugise în Franța. Auci. Și în acel monolog se certau tatăl și fiul. Tatăl vroia să emigreze în Franța și fiul îi spunea că avem și noi niște chestii pe aici. Coloana lui Brâncuș, că avem mănăstirea dintr-un lemn de la Bistrița, că mai avem niște chestii pe aici prin țară. Cu asta m-am dus eu la faza pe țară. În care au venit băieții negru și m-au tras deoparte după ce
public era în delir. Apropo, tinerețe, și mulți de colegi de mei făceau lucruri de genul ăsta, da, gesturi de genul ăsta. Uneori e vorba de inconștiință, astăzi, dată de vârstă, astăzi, dar alte ori poate cel mai dificil moment pe care l-am văzut în ultimii 30 de ani, nu văd așa ceva. Eram în afara țării, la o masă, și vis-a-vis de noi era o altă masă plină de români. Mirel, nu cred că e numai comoditatea. Sunt castrați. N-au vitalitate un bâzdâc. Cred că mai e și ceva. Cred că ei trăiesc exclusiv în prezent. Acolo ai punctat foarte bine. Da? Pentru că ei nu interesează să cerceteze că a fost cândva și altfel. Și nu înțeles, și da. Evident, ajungând la turismul ăla, că istoria se repetă și nu știu ce. Nu interesează. Ei trăiesc exclusiv în prezent. Cred că despre asta este vorba. Pentru că, repet, nu-i firesc, mă, să aibă la un moment dat unii oameni de 50 de ani, da, poate chiar de 60 de ani, bâzdâcul ăsta, dar spune, bă, nu! Până aici. Stai noi mai rebel decât ei. Asta e povestea. Da, deci noi de creție exact. mai rebel decât soția mea descrie foarte bine și imită foarte bine situația asta, să zic, eram la o masă, niște români mai puțini și la altă masă mai mulți români. Și la un moment dat răspunde o doamnă la telefon și zice, s-a vaccinat și George? Mm-hmm. Ce probleme? S-a vaccinat George. Șampanie. S-a vaccinat George. Cu Johnson & Johnson. Bun și Johnson & Johnson. S-a vaccinat George. Probabil că George era oaia neagră a grupului. Cel care nu se vaccinase. Am găsit soluția. Deci este... Mă gândeam cu groază la ce vremuri trăim. N-avem certitudini. Ok, e o soluție care acum... Îi se bagă pe gât cu forța. Habar n-avem care vor fi consecințele. Dacă există consecințe nasoale. Iată, îți fac o analogie. Da. Acum 15 ani de zile, cu un prieten, am găsit un porc mistreț pe stradă de o zi. Undeva într-o margine de pădure. Ăla l-a luat acasă, l-a crescut și avea porcul nostru deja o lună și ceva. L-a ținut în casă, era nebun. La urmă, l-a dus la... Pe bune, e o poveste în sine. Da. Și aici ne-am dus să vedem pe Gică, pe porcul mistreț. Cu fetele după noi, bă, puneai mâna... Era atâta. Înțelegi? Era cât o boxă. Îl luai în mână. Nu era. Bă, când puneai mâna pe el, era fier. Păi te căcai pe tine de frică când te gândeai, când o să-ți facă ăsta mistreț în pădure, 200 de chile, trece pe tine, te face pulbere. Pentru că avea jumătate de chil și era fier, nu era carne, era fier. Mm-hmm. Diferența dintre generația anterioare care au fost crescute tăvălite, generația de acum, și nu vreau să-mi jignesc pe nimeni, e o chestie totalmente biologică, nu morală. E cum e porcul din cotez domestic, moale, pufos, și mistrețul din pădure, dă te cași pe tine când îl vezi. Hai să găsim o altă formulă, da. Te sperie. Da, o expresie. Bă, eu n-am o problemă. Știu, ce mi s-a întâmplat mie la CNA săptămâna trecută. Simplu fapt că n-avem voie să jură. Vorbesc despre asta în altă ediție. Apropo de practici dintr-o anumită epocă, pe vremuri expresia asta era o expresie totalmente uzuală. Dar eu vreau. Nu avea nimic în comun. Simplu fapt că nu mai avem voie să zicem așa ceva. De liber este să face parte ne autocenzurăm pe niște chestiuni absolut, cum să zic, uzuale în limba juridică. Sau ursul în pădure, aia faci. Da. Eu am văzut ursul în pădure care m-am uitat la el și s-a uitat în urmă, a venit cu ursuleții, au apărut ursuleții și mi-am dat seama că e ursoaică. Și senzația este, te cași pe tine de frică. Noi suntem domestici în momentul de față. Nu mai avem voie să mai fumăm, să mai înjurăm. Nu mai avem voie să fim niște decreței irresponsabili. Să pierde ceva. Hai să vedem din sondaje dacă ceea ce spui tu acum se reflectă în sondaje. Suntem pregătiți să dăm sondajele? În regie? Da? Să începem cu premierul Câțu și imaginea lui în rândul populației după împrumuturi și, să zicem, scandalurile pe filiera americană. Să vedem dacă aceste lucruri l-au afectat și dacă românii au gaț în acest moment sau nu. Nu vaccinarea, nu mă ascultați. Bun, vaccinarea împotriva COVID este necesară, 40% da, 39% nu. E bară la bară. Cu Câțu vroiam, nu? Nu aveam ordine? Da. Să intre Câțu. Care este situația economică a familiei dumneavoastră? Proastă, 61%, ok, am ajuns la Câțu. Florin Câțu ar trebui să demisioneze după ce a fost arestat două zile în SUA? Asta a fost întrebarea sondajului. Da. 42% da, 25% nu, 33% habar n-au. 2-1, aproape. Apropo de 2-1, 33% ce înseamnă, nu știu. Tu ești sociolog, decodifică puțin povestea asta. Dacă stai să te uiți... Să mai degrabă nu sau să mai degrabă da? Să mai degrabă aia care nu interesează politica. De când lumea și pământul în România...
ai nivel de participare la parlamentare 40%, la prezidențial unde nivelul cel mai ridicat 60%. Ce înseamnă 60%? Înseamnă că 40%, chiar și la finala finalelor, când e cea mai gustoasă, e doar la bască la politică. Nu voi. Okay, nu uite, dați-vă da. Cu politica voastră. Restul, ok, discutăm politică, sunt interesat și apartabele. Ce înseamnă 40% da, 25% nu? 2-1. Deci cei mai mulți nu vor, dar nu-l mai vor. Nu, cei mai mulți sunt împotriva lui Cățu, dar nu este o chestie la adresa performanței sale personale. Auleu, a tras pe nas, a făcut, s-a băut. Nu. Este consecința supărării generale. Putea să fie, să-mi iertați blasfemia, și Iisus pe cruce aici. Dacă vine Iisus și îl puneți la PNL acum și ziceți, ești premierul României, la fel el nu mi-a supărat pe el. Pentru că el nu mi-a supărat. Pentru că dincolo de COVID și mască și tot soiul de tâmpenii și toate chestiile geniale. Aia n-aveau voie să facă bancă, ei au voie să facă bancă. Aia n-aveau voie PNDR, ăștia au voie PNDR. Guvernarea merge aia, prost. Da, ăia n-aveau voie cu penal, ăștia au voie cu penal. Deci e o ipocrizie genială. Dar fii atent, știi care e chestia cea mai nasoală? Că ai spus unul dintre subiecte. Energia și gazele. Râdem, glumim până la bănuțul ăla. Ce spuneai cu lemnele? Înainte să înceapă emisiunea, discutam despre prețul lemnelor, care a explodat pentru că a explodat și prețul gazelor. La iarnă, COVID-ul, o să fie mic copil pe lângă supărarea omului de la Telega sau de la tine din Argeș, că o cărță de lemne s-a dublat. Bă, aia e chestie de viață și deci moarte. E îngrozitor, pentru că acest guvern, Mirel, care a făcut nenumărate sondaje, spune că la un moment dat, pe instalare, dom'le, are o perioadă care merge bine, se duce în sus, e cu tare. Acest guvern Câțu merge în sondaje din prost în mai prost. Și atenție, au 8 luni de zile de când... Au avut vreo 2 luni de zile în care li s-a dat respite-ul ăla, s-a dus repede. S-a dus repede de tot. Aia, nu știu de ce. Departe, guvernul care a avut perioada cea mai scurtă. Iar acum, atenție, nu mai e vorba doar că au crescut, că chipurile s-a liberalizat piața. E un fake. E un fake. Deci noi nu avem o liberalizare a pieței în momentul de față. Avem o frecare de palme a băieților șmecheri din energie care au zis, hai să-i ardem pe fraieri. Pentru că avem monopol. Exact. Hai să-i ardem pe fraieri. Putem? Cum adică vine o mare companie și îmi spune când am decis să rămân la ei în urmă cu câteva luni de zile că voi avea un preț fix al gazelor vreme de un an de zile, iar acum 2 zile mi-au trimis un e-mail prin care m-au anunțat că de fapt au decis ei să majoreze prețul. E fix la s-a mărit. Da, e fix la s-a mărit. Bă, ține bunit, despre ce vorbim? Se poate să... Ăștia sunt în momentul de față, fac ședințe ca să ce? Nu mai e momentul de față de făcut decât un singur lucru. Revenirea la situația anterioară acestei liberalizări. Adică ce a făcut Dragnea, adică a fost demonizat. Revenirea la situația anterioară, să spună, bă băieți, până nu faceți într-adevăr o formulă de liberalizare, pentru că modelii, spun așa, povestea e așa. Noi avem o populație de 46% în mediul rural. Bingo. Da? Da. Noi la oraș, eu încă mi-am prins urechile cu toate ofertele, cu ce care oricum acum se aliniază în sus. S-a modificat schimbarea. Da. În zona maximală, tot să duc acolo în povestea asta. Bă, dar ăla de la țară, ce-i faci, mă? Unde îl pui tu pe ăla, mă, să intre pe comparatorul de prețuri pe Nea Ion, din satul Vlașca, de nu știu unde, da? Unde îl pui tu în momentul de față să schimbe furnizorul de la o lună la alta, să urmărească? Îl transformăm pe agricultorul român în ce, mă? În agenda bursa energiei, să vadă el cum oscilează prețurile, cum o companie dă mai mult sau mai puțin. Ăștia sunt nebuni. România nu este o țară în care să arunci o astfel de măsură pe piață fără să te asiguri, mai ales să pornești cu ce e la țară. Este consecința faptului că îi doare la bască de oameni. Este păi de ce, empatie zero, pentru că liberalii totdeauna au avut empatie zero. Nu, stai un pic, o chestie, nu există niciun guvern sau niciun politician căruia ar trebui să nu-i pese de oameni, măcar din perspectiva imaginii și a faptului că ar mai putea profita de politică și de veniturile pe care le-ar putea face din politică niște ani. Nu înțeleg, este un anti-marketing. Stop la excesele pieței libere, bănci, energie, toți ăștia care vin să-ți ia banii. Chiar s-a întâmplat. Și acum nu vreau să zic că ăia sau ăilalți. Unii au făcut. Dar problema liberalilor este una morală. De când lumea și pământul, ei fiind reprezentanții capitalului, pentru ei omul nu este decât un șurub. Care dacă nu e util, nu e om. Trebuie să dispară. Și aici și noastră din România, cred că România se duce într-o direcție greșită. Probabil că e de câți ani? Dintotdeauna. De 10 ani de zile, n-am mai fost la 50-50 de prin 2005.
65% dintre români, cred da, că mergem într-o direcție greșită. 2-3, da. Mai sunt 16%, nu știu, care probabil că se apropie și ei de această filozofie. Da, și ăștia, uite, da, 19% care încă mai țin coștii. Apropo de gaze, noi avem monopol cumva și avem niște distribuitori, mulți dintre ei din afara țării. Da. Ei decid cât crește prețul, da, practic. Da. E o situație paradoxală. Suntem o țară care produce energie electrică, suntem o țară care are gaze din plin, care încă mai are gaze, suntem peste alți mari producători din Europa care au gaze pentru încă vreo 4 ani și cu toate astea plătim mai mult la gaze, la energie, decât bulgarii, decât vecinii noștri unguri și așa mai departe, în condițiile în care produce mai mult decât ăia. Aici este o... De ce nu naționalizăm? Avem curaj să facem niște naționalizări. Se numește neocolonialism. Da, neocolonialism. Eu aș face, frate. Simplu, n-ai cum. M-aș călca cu buldozarele peste ei. Da. Nu, iartă-mă, dar ca să provoci la un moment dat niște schimbări, chiar și în condițiile astea foarte dure, din ce în ce mai dure, care vin dinspre Bruxelles, da? Apropo de ce înseamnă liberalizări de prețuri, lipsa unor ajutoare pe care poți să le acorzi, ar trebui să ai o generație de politicieni, măcar o generație de politicieni, da? Cu, cum să spun, să nu te ia CNA-ul, da? Cu cojones. Forță, da, așa. Da, domne, cu cojones, da. Adică ăla care să vină să spună, auziți, mă, stați mă puțin, bă, bă, ușor. Asta cum nu este, e, cum asta nu e liberalizare, mă, e japcă. E pentru că ei trebuie să ajungă să tragă această concluzie. Deci Câțu trebuia să iasă în fața națiunii, da? Câțu care ține cu băncile și cu multinaționale. Ar fi trebuit premierul României. A ajuns Dragnea pe TikTok, vorbind, a devenit viral. Așa. Acum vorbim despre gaze și despre genul ăsta de atitudine, da, față de distribuitorii energiei electrice din România. Eu vin și continui ce zicea Robert. Românii mai au nevoie de încă o chestie. În afară de politicieni cu cojones, mai au nevoie de o generație care să sufere. Ăștia micii, dar au trăit în huzuri, trebuie să vadă ce înseamnă prețuri, suferință, sărăcie. Un pic. Atunci e o tactică națională ca și să atunci, de-abia după aia, să-și dea seama să ajungă Dragnea viral. Bă, nu, ăștia sunt în stare, din păcate, știu, ori să zică, nu, domne, să stăm ca nemții la 19-18 grade în casă. Sau, ăștia sunt în stare, spun eu, deci asta, da? Și ei vor spune, bă, nu ne mai circulăm cu mașina, doar cu trotineta și cu bicicleta. Da. Iarnă, ne mai tragem. Hai să discutăm despre asta, că e o discuție foarte interesantă ediția viitoare. Eu zic că merită despre generații, da. Da, e o discuție bună. Deși pregătiți. Foarte mult pentru prezență. Și pentru prezența asta în cadrul acestei ediții. Început bun de săptămână în forță la Metropola TV. Mulțumesc, gentlemen, Corner, pentru ținuta din această seară. Rămâneți cu Muguru Mihăescu și cu Metropola TV. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Revine generalul Străinu în forță.